Galeria de la Ruda Brad confirmă faptul că aurul se extragea din Munții Apuseni încă din vremea romanilor. Astea sunt treptele săpate de romani și astea sunt lăcașurile în care puneau opaițele ca să aibă lumină în timpul lucrului. Cătălin Nicolae Rișcuța, arheolog la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, s-a născut la Brad, trăiește ghioviață în zonă și a fost martor al transformărilor pe care povestea aurului le-a cunoscut în ultimele decenii ale secolului 20. Acestora li s-au adăugat istoriile mineritului din zonă, istorii pe care le-a aflat de la tatăl său. Ne ajută să descoperim câteva dintre zecile de galerii folosite pentru extragerea aurului, deschise în urmă cu multe decenii, galerii ce sunt astăzi închise. Toate dealurile astea sunt pline de galerii? Da, chiar aici ne aflăm în apropierea intrării de la Galeria Ludwig, care a fost deschisă undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea. Galeria Ludwig face parte dintr-un ansamblu ce a fost dezvoltat de nobilii Imperiului Habsburgic și mai apoi de cei ai Imperiului Austro-Ungar. Printre aceste exploatări miniere de amploare, susținute cu fonduri austriece și germane, existau și galerii mici, săpate de localnici pe proprietățile lor. Destul de repede, proprietarii de mine, mai mici sau mai mari, au înțeles că, pentru a conta într-o piață economică în continuă dezvoltare, e necesar să se asocieze. În timp, aceste asociații au fost cumpărate de companii susținute financiar, în special de capital german. Cu scopul de a crește randamentul productivității, se fac investiții pentru a crea o infrastructură avansată în acord cu normele epocii. Au început să folosească utilaje mai moderne, au asigurat aerajul în mină, iar transportul minereului se făcea pe funicular. Au adus tehnologie, au adus specialiști. Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în depresiunea Bradului, Asociația Ruda 12 Apostoli devine cea mai profitabilă entitate economică. Astăzi, cele mai multe dintre galeriile deschise în epocă sunt ascunse de vegetație. În liniștea pădurii, abia se mai zăresc gurile de mină, ce în urmă cu mai bine de 100 de ani erau înconjurate de forfotă. Oare putem coborî pe aici? Se poate, cred. Cred. Hai să încercăm. Da. Practic, este asta un canal de scurgere a apei. Aha. Dar, sigur, în momentul ăsta nu mai... E plin de vegetație. Nu e activ, da. Și... Nu se surpă, nu? Nu, nu. Și aici este o galerie de mină? Da, este una dintre cele mai vechi galerii din epocă modernă, contemporană, Galeria Ruda 12 Apostoli. După cum se vede, scrie și pe ea 1902-1970. Începutul secolului 20 aduce transformări semnificative în întreaga Europa, iar România este parte a acestora. În 1918, după finalizarea Primului Război Mondial și formarea României Mari, în depresiunea Bradului, povestea aurului deschide un nou capitol. Toate minele din Transilvania, da, nu au aparținut capitalului străin, austriac și maghiar, considerat după 1918 inamic. Fostul capital inamic, adică mine, păduri, tot ce au avut în Transilvania, trebuia să intre în posesia statului. Statul, neavând fonduri suficiente, a tăcut, da, și atunci s-au ivit, știu eu, oameni de genul lui Ion Gigurdu, da, care au știut cum să facă și au preluat la niște prețuri derizorii niște afaceri foarte bune.